Peste 200 de elevi și cadre didactice au participat la caravana Citește și Dăruiește, care a poposit în localitatea Cojasca. Aceasta este prima ediție din seria de întâlniri organizate în acest an. Ne bucurăm să vedem că într-o comunitate atât de frumoasă am reușit să adunăm o sală plină la un eveniment educațional. De asemenea, vă anunț de pe acum că la final veți primi cărți și veți primi premiați. Voi ați pus niște întrebări, sunt foarte frumoase întrebările pe care le-am primit de la voi și o să vă răspundem în măsura în care putem. De asemenea, atunci când aveți o întrebare de adresat, ridicați mâna sau spuneți cuiva și vă vom răspunde imediat. Îi mulțumesc de asemenea doamnei director, doamna Iuliana Ducea, și aplauze pentru dumneavoastră, vă rog frumos. Face parte și o structură importantă din cadrul IPJ Zâmbovița, care ne ajută să prevenim anumite situații mai delicate. Sunt specialiștii de care avem nevoie, pe care eu îi consider indispensabili într-un stat. Iar acum îi invit alături de mine pe doamna comisar Loredana Bunoiu, alături de agent șef principal Victor Bunoiu, și doamna ofițer Luiza Mihaela. Așa te știu pe Instagram, nu știu cum te cheamă. Mulțumim foarte mult, bună ziua tuturor! Mulțumim pentru invitație domnului profesor Bișan, domnului Cornel Mărculescu și tuturor organizatorilor și domnului primar. Ne simțim onorați să ne aflăm printre dumneavoastră. Mă bucur că cei care sunteți aici au răspuns pozitiv invitațiilor, semn că sunteți iubitori de carte. Știți că siguranța online este pentru toată lumea, și pentru adulți, și pentru voi. Voi acum asimilați ca un burete toate informațiile care vi se oferă, tocmai pentru a deveni cool, pentru a deveni funny. Nu ai Instagram, nu ai TikTok, nu ai Snap. Ar fi bine să vă gândiți la lucrurile astea. Măcar 5 minute pe zi să luați o carte, să citiți, să învățați lucruri foarte frumoase și să renunțați tot ceea ce înseamnă social media. Sunt foarte multe lucruri periculoase. Tot ce înseamnă canal de YouTube au reclame ascunse. Reclame care unele sunt interzise pentru vârsta voastră. Dar nu e vreme de discuții. Sosește trenul, ia aglomerație. Popoanele urcă îmbrâncit călătorii, găsesc locul și se așează. Trenul plecă. Mama, la mamă, zic că ta la tine! Ce? Popoanele arată biletele, explicând de ce voie nu are bilet. Studenți care studiază mult în afara orelor de curs, pasionat de lectură, de geografie și de istorie. Consider că școala este importantă, dar poate mai important de atât este autoeducația. Din nefericire am descoperit asta la vârstă fragedă, uitându-mă la videoclipuri motivaționale, educative și citind cărți atât despre dezvoltare personală, cât și despre știință. Un elev, luptător profesionist cu rezultate la concursuri naționale și locale, alături de domnului profesor Romeo, împreună au K1 Style din Târgoviște și îl invit alături de noi pentru a ne face o demonstrație. Foarte important este să practicați un sport. Felicitări domnilor care ne-au arătat această frumoasă demonstrație. Să știți că sportul înseamnă sănătate, dar și disciplină. Să știți că sunt situații în care anumiți tineri
au uitat ce înseamnă regulile de fair play în sport. Care să nu poată fi lăsat pe gânduri de către o lucrare bună. Există doar persoane care nu vor să privească minunățiile acestei arte. Sunt la concluzia că am trăit în neștiință. De ce? Pentru că nu știam răspunsuri. De fapt, nu îmi puneam nici întrebări. Eu când stau de vorbă cu elevii mei la clasă, nu scriem sute de pagini într-un an. Nu scriem toată ora. Vorbim, discutăm, îi încurajez să pună întrebări, pentru că dacă pui întrebări, vei ști mai mult. Iar voi apreciez foarte mult că ați pus anumite întrebări, una dintre ele fiind următoarea. De ce nu mai sunt iernile ca în alți ani? Suntem în iarnă, acum? Suntem în anul timpul iarna? Da, suntem, până în martie. De ce nu este zăpadă? De ce nu este frig? Încălzirea globală, zice cineva, cum te numește, rog? Cătălin. Aplauze pentru Cătălin, vă rog, pentru că a spus, de fapt, a intervenit de două ori acum. Didactice care au mai rămas, doamna director, v-aș întreba acum pe voi, copii, care credeți dintre cele trei sate, componente ale comunei Cojasca, Cojasca, Întânele, Iaz, care credeți că este cel mai vechi? Altcineva? Îmi pare rău să vă dezamăgesc, cel mai vechi sat al comunei este Cojasca. Este atestat documentar din 1487. Următorul, ca și atestare documentară, este într-adevăr Fântânele, la 1619. Ultimul este Iazi, în 1810. Asta nu înseamnă că satul Iazul este mai puțin important decât celelalte.